Bună seara, începe Actuala Regional. Două subiecte avem pentru astăzi la Actuala Regional. În prima parte discutăm despre un lucru extrem de interesant, despre bugetarea participativă, un proiect destinat dumneavoastră, doamnelor și domnilor, adică puteți decide bugetul unei primării. Acest proiect, această platformă digitală extrem de ofertantă, destinată dumneavoastră, este, să spunem așa, organizată de Code for Romania, sau For România, cum se spune, așa pe românește, și acest proiect începe cu primăria Brașov. Vom vedea de ce această primărie și vom pune multe întrebări pentru a vedea ce înseamnă și cât de mult puteți decide dumneavoastră acest buget al unei primării. Deci aveți cumva frâiele din acest punct de vedere, până într-un punct. În partea a doua discutăm despre un festival internațional de chitară care se organizează la Cluj-Napoca. Începem discuția noastră cu prima mea invitată, cu primul subiect extrem de interesant, Olivia Vereha, co-founder și Chief Operation Officer Code for Romania. Foarte pompos. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. For Romania sau România? Cum e mai corect? Denumirea noastră oficială este Code for Romania și în română codează pentru România. Aia, exact. Haideți că suntem în România, codează pentru România. Așadar, un proiect bun pentru cetățeni, pentru că cetățenii vin și spun votăm, dar nu prea reușim să influențăm cu ceva ceea ce votăm. Vrem și noi mai multe proiecte, vrem să avem un punct de vedere și luat în seamă. Ce oferă această platformă digitală pe care o oferiți publicului? Platforma de bugetare participativă în sine este un instrument digital prin care orice administrație publică locală poate să pună la dispoziția oamenilor un mecanism prin care ei să poată să contribuie într-adevăr la dezvoltarea orașului. În orice stat bine organizat, bugetarea participativă este un proces democratic de care avem nevoie foarte mult și ne bucurăm că în momentul de față putem să dăm câteva exemple în direcția asta. Și, de asemenea, platforma în sine trebuie să o tratăm exact ca ce este. Un mecanism prin care oamenii pot să-și facă auzită vocea mult mai ușor și mult mai simplu și pot, într-adevăr, să adune suficientă susținere în jurul ideilor lor pentru oraș, astfel încât autoritățile locale să poată ulterior să aloce un buget și să facă visurile lor să se întâmple. Spuneți-mi, doamnă, de ce primăria Brașov? Code for Romania lucrează de ceva timp cu Primăria Brașov și cu Primăria Sinaia într-un program pilot. Ne propunem să înțelegem de a fi rapăr cum funcționează o administrație locală, care sunt provocările, blocajele, problemele și nevoile lor și să identificăm acolo unde tehnologia poate într-adevăr să le rezolve și să contribuie într-un fel sau altul la remedierea lor. Vrem să facilităm relația dintre cetățean și primărie, să le dăm niște canale de comunicare alternative, funcționale și să putem să eficientizăm puțin relația dintre acești doi actori. Ne-am bucurat să pornim la drum cu cele două primării pentru că sunt și foarte diferite ca structură și ca organizare. Avem un oraș mic, dar cu foarte mult turism, un oraș foarte popular cum este Sinaia. Avem și Brașovul, care este un oraș destul de mare, cu niște provocări standard pentru o primărie din România, dar și cu niște situații destul de atipice datorită poziționării lui centrale în mijlocul țării și în zona aceasta de munte. Și, practic, programul nostru presupune ca la finalul anului nostru de cercetare, care se încheie în martie 2022, să venim în întâmpinarea nevoilor autorităților locale și cetățenilor cu o suită întreagă de soluții care să constituie un ecosistem complet de soluții digitale pentru administrația locală. La fel ca în cazul bugetării participative, toate soluțiile acestea vor fi reutilizabile. Adică dacă mâine, de exemplu, vine primăria Galați sau primăria din Râmnicu Sărat sau de oriunde altundeva și își dorește să implementeze o platformă de bugetare participativă, lucrul ăsta se poate întâmpla foarte rapid, în câteva săptămâni, și ei pot avea propria lor soluție pro bono cu ajutorul. Să înțelegem că aceste primării trebuie să vă caute pe dumneavoastră pentru că proiectul acesta va fi unul, chiar dacă pilot, va fi unul, să spunem, susținut cu argumente și va fi în sprijinul cetățenilor sau dumneavoastră căutați primăriile? Cum funcționează relația aceasta? De-a lungul istoriei noastre de 5 ani de când lucrăm în zona aceasta de servicii digitale în sectorul public, s-a întâmplat întotdeauna ca toate discuțiile să pornească de la instituțiile publice. Desigur, avem o capacitate limitată de sprijin și suport pentru că suntem o organizație neguvernamentală,
astfel că în măsura în care putem vom deservi fiecare primărie care are nevoie de ajutorul nostru. În același timp vreau să menționez și un alt aspect foarte important. Soluțiile noastre sunt open source, cu codul deschis, la vedere. Dacă o primărie își dorește să implementeze cu propria lor echipă de IT sau cu o echipă locală de IT soluția asta, pot lua proiectul cu totul să-l implementeze chiar și fără sprijinul nostru. Asta e frumusețea soluțiilor de tehnologie deschisă pentru toată lumea, pentru că ajunge la dispoziția tuturor într-un ritm mult mai Doamnă, alert. știți mai bine ca și mine că orice platformă digitală, orice astfel de vehicul care ajută cetățenii să-și exprime un punct de vedere este extrem de binevenit în contextul în care, sigur, România stă foarte prost la zona aceasta de digitalizare față de restul țărilor din Europa, de unde facem și noi parte din Uniunea Europeană. V-aș întreba un lucru extrem de punctual. La Cluj există un SOI. N-aș spune că e cea mai de succes bugetare participativă, dar un soi de bugetare participativă. Vreau să vă întreb cum ar veni acest proiect peste ceea ce este la Cluj, dacă primăria din Cluj va alege. Dacă primăria din Cluj își dorește să înlocuiască sau să îmbunătățească platforma lor de bugetare participativă, care de altfel trebuie să recunoaștem, este totuși, a fost prima primărie care a implementat acest proces pentru cetățenii orașului lor. Bineînțeles că echipele noastre împreună cu altă echipă care a dezvoltat această platformă putem să lucrăm împreună. Noi cunoaștem îndeaproape platforma pentru că în momentul în care am început să lucrăm la propria noastră soluție de bugetare participativă, am analizat foarte bine ce s-a dezvoltat, ce a funcționat. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să luăm în calcul și faptul că bugetarea participativă ca proces în sine, de la un punct încolo, rămâne totuși la latitudinea autorității locale din orașul respectiv și ține foarte mult și de modul în care e făcut regulamentul, cum e construit, cum sunt acceptate propunerile, care e comisia de evaluare, lucruri care pentru noi, ca dezvoltatori, sunt mai puțin relevante, nu în sensul că nu sunt importante pentru cetățean, dar sunt tehnic mai puțin relevante. Soluția pe care am construit-o noi, am încercat să o facem suficient de modulară încât, indiferent de modul în care e construit procesul de participare al cetățenilor, soluția tehnică să se adapteze în funcție de nevoile fiecărui oraș. Și nevoile acestea difer de la un oraș la altul. Unde ați vedea această platformă cu adevărat funcțională? Ați spus că începeți cu proiectul pilot Brașov, Sinaia. Unde v-ați mai extinde? Și mă gândesc așa ca o sugestie că ar fi de bun augur să intrați acolo unde cetățenii nu au ales un primar foarte multe mandate. Pentru că mă gândesc că acolo unde cetățenii au ales un primar și are mai multe mandate acel primar, mă gândesc că sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în orașul lor. Acolo unde e la primul mandat. Ați luat în calcul această chestiune? Din punctul nostru de vedere, bugetarea participativă este un proces care are sens în absolut orice oraș care are un buget de investit pentru dezvoltarea orașului și nu supraviețuiește de la una la alta. Cred că e relevant dacă vorbim despre un primar care este la al doilea, al treilea mandat, respectiv un primar care abia acum ocupă fotoliu pentru prima dată. Nu cred că e o chestiune de a testa sau a vedea cum poți să colaborezi cu noul primar, ci este pur și simplu un exercițiu democratic care trebuie să-și găsească loc în orice tip de administrație. Și cred că cel mai mare impact, din punctul meu de vedere personal, cred că îl ar avea și în special în orașele poate de dimensiuni mai mici, unde comunitatea este mult mai strânsă și oamenii sunt mult mai dornici să contribuie cu idei și cu know-how-ul lor, cu toate cunoștințele pe care le au, să își facă locul în care trăiesc un pic mai bine zi de zi. Cu alte Cred că acolo cuvinte, va avea cel mai implicarea mare. cetățenilor într-o urbe mai mică este mult sporită. Dorința de a participa, de a influența deciziile unei primării, unei comunități locale care ia decizii în numele tău, e mult mai, să spunem așa, de forță. Cred că dorința e similară, pur și simplu, într-un oraș de dimensiuni mai mici este mult mai ușor să mobilizezi comunitatea, veștile circulă ceva mai repede, lucrurile se mișcă un pic mai organic, iar oamenii reușesc să strângă comunități mult mai eficient decât se poate întâmpla într-un oraș cum e Bucureștiul, cu toate sectoarele lui, sau un oraș de Păi acolo dimensiuni aș vrea foarte să văd mari cu cum ați putea cartier. implica acolo. Acolo e examenul final.
Acolo este examenul final, cu siguranță, însă trebuie să înțelegem că este un efort comun al tuturor celor trei actori despre care am vorbit până acum. Noi putem să venim cu tot ce înseamnă expertiză tehnică și cu toată partea de recomandare și de toate lecțiile învățate de la toate celelalte platforme de bugetare pe care le-am Doamna studiat și Vereca, vă analizat, rog să ne spuneți în cele dar 5 și minute primăria rămase, și... sigur, cer scuze că vă întrerup, Nicio problemă. pentru că timpul ne presează, să ne vorbiți puțin de România digitală, care există și nu prea există, să ne vorbiți de faptul că e o pandemie și atunci chiar avem nevoie de digitalizare, de a plăti online, de ghișeu unic, etc. Cum vedeți această situație realizată, realizabilă, într-o perioadă imediat următoare, foarte apropiată? Voi încerca să fiu foarte concisă. Digitalizarea a devenit un cuvânt extrem de popular în ultimii 2 ani, pentru că vrând nevrând cu toții am luat contact cu mediul acesta în pandemie. Suntem în punctul în care avem toate resursele de care avem nevoie ca să putem să facem un proces de digitalizare corect și coerent cap-coadă. Vin fondurile de la PNRR, avem cea mai bună resursă IT posibilă, toată lumea spune despre IT-știi din România că sunt extrem de capabili și competenți. Suntem în punctul în care putem să facem treabă foarte bună. Dar dacă o să continuăm mai departe să dezvoltăm punctual, soluție cu soluție, fiecare de capul lui, fiecare spital cu soluția lui, fiecare primărie cu soluția ei și nu reușim să venim împreună să construim o infrastructură solidă și sănătoasă, o să ne trezim ieșind peste 4-5 ani că de fapt avem un arhipelag de softuri peste tot prin țara asta, care nu vorbesc între ele și, de fapt, nu vom reuși să avem un sistem coerent și, în continuare, o să plimbăm dosarul cu șină noi, cetățenii în pungă, de la o instituție la alta, din păcate. Ăsta este un moment extrem de important pentru noi să ne uităm, ok, de unde începem? Este momentul să punem bazele și abia după să vedem cum putem implementa soluții mult mai sofisticate și mult mai complexe de atât. Bun, v-aș întreba acum următoarea chestiune. A venit pandemia, digitalizarea oarecum a sporit, vrem, nu vrem, pentru că, vedeți, unii sunt vaccinați, alții nu, și atunci există acest soi de digitalizare, de nevoie de a-ți plăti niște dări către stat sau impozite locale și trebuie să faci acest lucru. Vedeți o parte bună în această chestiune sau este doar un foc de paie acum, după care revenim la metehnele pe care le-am avut? Văd o evoluție foarte bună în momentul de față, pentru că, forțați cumva de circumstanțe să ne ducem către soluții digitale, am observat că ele nu mușcă, din contră, ne pot fi foarte, foarte utile. Cred că vom vedea destul de multe proceduri și lucruri micuțe care, în timp mulat, vor produce o schimbare mai mare apropo de eficiența cu care putem comunica cu statul român. Eu îmi doresc foarte mult să nu fie un foc de paie și deja sunt niște semne că am început să ne mai obișnuim cu tehnologia, ne-a crescut, chiar dacă puțin și poate nu neapărat structurat, nivelul de alfabetizare digitală în rândul întregii populații. Și cred că faptul că suntem totuși în România, în loc unde avem o acoperire extraordinară în ceea ce privește accesul la internet și la dispozitive accesibile ca din punct de vedere costuri, o să ne ajute foarte mult să mai ardem din etapele pe care, din păcate, le-am ratat. Și n-am crescut la fel de repede cum au crescut țările din jurul nostru. Din punctul meu de vedere, astfel de inițiative sunt lăudabile. Sperăm că în această ecuație cetățenii să răspundă pozitiv, pentru că de ei aveți nevoie. Pentru ei Da. este această platformă, chiar dacă, să spunem, primăria ar accepta și le-ați face un serviciu prin această platformă digitală și cetățenii trebuie să se implice. Nu mai e timp să ne spuneți, sau poate foarte scurt, dacă îi simțiți aproape de acest proiect, măcar la Primăria Brașov și Primăria Sinaia, cele două proiecte pilot cu care începeți, într-o frază să-mi spuneți acest lucru, dar și despre proiectele care vin din partea Code for Romania. Din perspectiva bugetării participative, semnele sunt bune. Platforma de bugetare participativă chiar are un trafic destul de bun și mi se pare că e o inițiativă care va prinde foarte bine orașului. Noi pregătim și puteți să le vedeți pe site-ul nostru toate celelalte soluții care sunt disponibile, fie acum, fie urmează să fie pentru administrația locală sau alte soluții pentru societatea civilă, pentru că o foarte mare componentă a muncii noastre se revarsă și în zona de societate civilă și cum putem să sprijinim organizațiile non-profit să lucreze și să facă intervenție mult mai bine și mult mai eficient. Mulțumesc foarte mult pentru Mulțumesc și eu. amabilitate și să sperăm că vă va ieși la cât mai multe primării,
din țară. Olivia Vereha, co-founder și Chief Operation Officer Code for Romania, despre acest proiect interesant pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să participați efectiv atunci când aveți posibilitatea, pentru că ați votat și merită să aveți și un punct de vedere luat în seamă. Trecem la subiectul 2 de astăzi, la fel de frumos, pentru că ne destinde, pentru că vorbim de muzică, muzica ne face bine în această perioadă de pandemie și nu numai. Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio, care se desfășoară la Cluj între 3 și 7 noiembrie. Ne spune mai multe despre acest lucru Beche Ișvan, organizator al acestui festival. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi cu noi. Așadar, mâine, să zicem, mâine ar fi. Da, mâine până duminică avem festivalul. Concertele vom organiza în casino. Din păcate, chiar săptămâna trecută, miercuri, am aflat vestea că nu putem să ne organizăm cu public, dar toți invitații vin aici la Cluj-Napoca și concertele vom organiza cu streaming. Dar festivalul se va desfășura aici la Cluj, concertele vor fi în casino, ce e foarte, foarte bine că cursurile de maestrie am reușit să organizăm față în față cu studenții de la Academia de Muzică. Chiar dacă concertele nu vor fi cu public, dar cursurile chiar am reușit să facem față în față. Pentru lucrul ăsta mă bucur foarte mult pentru că avem invitați din 6 țări și chiar de la 7 facultăți diferite. Foarte mulți invitați sunt de la diverse universități, sunt cadre universitare. Aici aș vrea să zic că avem invitați din Franța, Italia, Spania, Grecia, România și din Ungaria. Prima dată aș vrea să vorbesc despre Duo Meris. Duo Meris e cel mai renumit duo de chitară clasică. Ei vor cânta în ultima seară și ei sunt profesori de la Facultatea de muzică din Strasbourg. Mai departe, mă bucur că am reușit să ne aducem în fața publicului pe Judicat Perua, pentru că el în ultimele 2 ani a stat în San Francisco și acum s-a mutat înapoi în Europa și este profesor la Geneva. Chiar că mă bucur și îmi pare foarte rău că publicul nu poate să participe la concertul real, dar se poate urmări pe site-ul asociației și pe Facebook-ul asociației Harmony Accordis Association sau va da și streaming-ul și casino și se poate urmări și pe Facebook-ul casinoului. Mai departe, avem invitați din Ungaria, de la Facultatea de Aris de la Budapesta, de la Pécs și de la Szeged. Mai departe am vorbit și despre judecător Perua, el e din Franța, dar e profesor la Geneva, un alt foarte important interpret francez este Jeremy Jouve, el este profesor la Paris. Pe lângă asta, așa ne-am organizat concerte, că fiecare concert la deschidere vom avea un interpret de la Cluj, ori de la liceu, niște elevi foarte talentați, cei care au câștigat concursuri internaționale sau de la Academia Muzică, chiar un fost student de-a meu, Babțan Varga Florian, el e doctorant. Voi cânta și eu sunt profesor la Academia de Muzică și colegii mei, un duo foarte frumos de gitară și vioară, Duo Meros, ei sunt duorii alcătuite de Titus Fruiera și Constantin Andrei. Bun, mi-ați făcut cea mai ușoară emisiune, să spun așa, ați vorbit foarte bine și foarte mult și mă bucur, nu v-am întrerupt pentru că ați spus lucruri extrem de interesante, cu asemenea invitați să tot ai emisiuni, munca mea e mult mai ușoară. V-aș întreba, această muzică nu este pentru toată lumea, este o muzică pentru cunoscători. Cam ce public aveți, pe ce public vă bazați, dacă este public fizic sau public care este în online?
Și cum vedeți acest festival în această perioadă, cu mențiunea să ne spuneți dacă anul trecut s-a ținut acest festival? Anul trecut tot s-a ținut festivalul, din păcate asemănător cum ne-am organizat și anul ăsta, invitații au venit la Cluj, dar concertele am dat numai prin live stream. Chiar am avut foarte mulți care s-au bucurat pentru concerte, s-au urmărit festivalul peste 10.000 de oameni, dar de obicei când facem real și atunci sala casinoului tot timpul e plin. Chiar sunt foarte mulți care sunt interesați după gitară, chiar și prin gitară clasică, pentru că e gitară, putem să aducem în sala de concerte și anumite tineri care probabil că nu s-ar duce la alte concerte de muzică clasică. Bun, sunt foarte mulți care spun că chitara clasică sau cântatul la chitara clasică e într-un fel, la chitară electronică e în alt mod. Deci, cumva, greutatea este la dumneavoastră, la chitara clasică, partiturile respective și toate notele pe care trebuie să le prindeți. Și v-aș întreba, această muzică astăzi, cât de bine este văzută de publicul tânăr? Și dacă ne-ați ajuta pentru cunoscători sau pentru iubitorii pe care vrem să invităm la acest Festival Internațional de Film de la Cluj, Novum Generation 3-7 noiembrie, doamnelor și domnilor, de chitară, să ne spuneți câteva piese celebre care pot fi cântate la acest festival pe chitara clasică. Poate sunt melomani doritori și să-i facem puțin mai, să-i îndemnăm spre dumneavoastră. În cadrul festivalului vom avea mai mult diverse genuri de muzică. De exemplu, duo-ul Melos va cânta numai lucruri de Astor Piazzolla, pentru că anul acesta e de 100 de ani când s-a născut Astor Piazzolla. Despre el trebuie să știm că el a combinat muzica clasică cu tango și cu jazzul. Că de altă parte, Ghiran Petre din Ungaria, el va ține un concert de flamenco. Eu o să combin muzica clasică cu fingerpicking style. Despre fingerpicking style trebuie să știm că e de obicei cântată pe gitară cu corzi metalice, dar eu încerc să aduc aceste piese pe gitară clasică, gitară clasică e cu corzi de plastic. În genul respectiv apare foarte multe tehnici de percuție, foarte multe efecte aduse din muzică ușoară, tapping-uri și e un gen de muzică foarte spectaculoasă. Pe altă parte am și interpreți care vor cânta numai muzici din clasicism, din renascentism sau chiar din baroc. Că chiar încercăm să aducem publicului aproape toate genurile de muzici pe care se poate cânta pe gitară, pe gitară clasică. Ce imagine era odată, domnule Ișvan Beche, când vedeam studenții în parc cântând la chitări din acestea clasice, sigur, muzică folk, da, căci muzica folk se cântă mai ales pe aceste chitări. Oarecum ne ducea la ideea de dragoste de muzică. Astăzi oare mai e posibil, dincolo de faptul că e pandemie și nu mai putem ieși acum în anumite ore? Cum vedeți dumneavoastră acest instrument, din punctul meu de vedere, extraordinar, readus astăzi, chiar în școlile populare de artă, chiar în facultăți, undeva, pus un accent mai mare pe acest instrument, care este extraordinar, dacă mi-amintesc de tangoul extraordinar care se cântă la chitări și noi știm să-l apreciem și ne place să vedem astfel de show-uri din afară, sau alte formații care sunt foarte celebre, Gypsy Kings, care vin și cântă pe astfel de chitări. De ce în România parcă cumva nu mai vedem chitara clasică și nu mai are atâta trecere?
Eu nu cred asta. Eu chiar cred că chitara trăiește un fel de renașterentism. Acum, foarte mulți copii vor să cânte pe instrument, pe chitară, chiar că eu zic că aș vrea să aduc un exemplu. Anul ăsta, de obicei, la facultate, noi avem 3 locuri și chiar au venit 7 candidați și până la urmă am reușit să luăm pe toți 7, că foarte mulți sunt care sunt interesați după chitară clasică. Și liceele ca sunt tine, chiar avem niște profesori foarte buni și chiar ce am punctat și la începutul discursului, că în cadrul acestei eveniment avem foarte multe cursuri de maestrie, chiar unde profesorul lucrează în față în față cu un student sau chiar am dat și posibilitatea pentru anumite elevi din liceu să participe la cursul de maestrie, cei care au câștigat mai multe concursuri sau chiar vor să vină mai departe. Haideți să vă întreb ceva. Cum vedeți chitariștii clujeni, chitariștii români la chitară clasică față de cei străini? Mi se pare că în Ungaria există acolo un fond foarte bun și în alte țări din Uniunea Europeană. Cum îi vedeți pe ei noștri în lupta aceasta? Chiar foarte bun. Aici aș vrea să vorbesc despre Tudor Toje. El va deschide concertul de 4 noiembrie. E un tânăr gitarist din liceu și el a câștigat foarte multe concursuri internaționale. Și de aceea, în cadrul festivalului, fiecare concert este deschis de un clujean. Că am dat și oportunitatea asta ca să arătăm publicului rar că nu numai străinii poate să dea niște concerte foarte frumoase și clujenii. Fiecare seară așa e concepută că concertul e deschis de un clujean, ori tânăr sau ori deja doctorand sau profesor de la universitate și după aceea avem 2 invitați din străinătate. Deci așadar invităm pe toți cei de acasă să urmărească, nu? Pentru că nu pot fi fizic acolo, acest festival. Dar din păcate nu este posibil da, să participe publicul fizic, dar vom da toate concertele online prin streaming. Aveți un regret că acum 3 luni erau festivaluri așa, se desfășurau foarte cu multă lume și deodată pandemia a tras cortina și au oprit aceste festivaluri. Nu de mai putea să racolați tineri, iubitori de acest instrument sau de ce nu chiar și public? Aveți nevoie și de public în aceste festivaluri pe care le organizați? Acum sunt și pentru interpretia ceva când cântă numai în fața unui cameră sau cântă în fața unui public. Feedback-ul e total diferit. Când interpretul aude aplauzele publicului, că se simte altfel și atmosfera când chiar e un concert real cu public. Și noi până la ultima clipă ne-am crezut că vom reuși cu public. Numai săptămâna trecută, cum am zis, am primit vestea asta că săptămâna trecută, marți sau miercuri, am primit vestea asta că trebuie să ne organizăm toate concertele. Domnule Bekeșvan, vă rog pe dumneavoastră, pentru că ați vorbit toată această emisiune și v-am lăsat pentru că ați vorbit în cunoștință de cauză, faceți dumneavoastră finalul acestei emisiuni. Vom avea Festivalul Internațional Novum Generatio începând de mâine până duminică și toate concertele de la ora 6 se poate urmări pe Facebook-ul Asociației Harmonia Acordis. Facebook-ul este Harmonia Acordis Association. Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră, doamnă și domnule, că ne-ați urmărit. Bekeșvan a fost cu noi. Să iubiți chitara clasică, să mergeți și să vizionați acest festival, merită. Vă aștept și mâine la Actualul Regional cu subiecte la fel de interesante. Cu bine!